Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. PI. Discutăm în această seară împreună cu invitații mei despre proiectele pe care le pregătește pentru Buzoeni Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Așadar, vom sta de vorbă cu Adriana Stuparu, coordonatoarea Clubului de Folclor și Tradiții, dar înainte de asta e prietena noastră dragă. Bună seara, Adriana, și bine ai revenit în studioul Campus TV. Bună seara și bine v-am regăsit. De asemenea, alături de noi este și Alex Panfile, coordonatorul Clubului de Teatru din cadrul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman. Bună seara, Alex, și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară, mai ales că e vineri, după o săptămână de muncă e mai greu să te montezi așa pentru emisiune, mai ales la ora 8 seara. Iată-vă însă aici, asta înseamnă că aveți multe lucruri să povestiți buzoienilor. Ce se întâmplă la Clubul de Teatru? Cu Adriana o să povestim îndată. Vreau să aflu ce se întâmplă la Clubul de Teatru, ce ați pregătit buzoienilor și pe cine așteptați în mod special acolo. Da, sigur. Am început de luna aceasta un nou club de teatru la centrul nostru, Centrul Marghiloman. Avem, acum mai pun bazele acestui club și practic o să fac 4 ateliere diferite pentru 4 grupe de vârstă. Primară, 60 ani, în mare, gimnaziu, liceu și mai încolo o să fac și cu adulți pentru un proiect destul de interesant. Acum deja noi am lansat un apel pentru părinții care sunt doritori să mă sune, am lăsat numărul meu pe pagina noastră de Facebook, am lansat un pic apelul pe diferite platforme și iarăși doritorii din această seară, cei care văd și care sunt interesați, pot să intre pe pagina noastră de Facebook, Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, scriu pe Google pur și simplu și ne găsesc imediat. Ideea este următoarea: ce o să fac cu fiecare atelier? O să fac o piesă de teatru, cu cei mici mai mică, cu cei mari ceva mai complexă. Și practic aceasta este modalitatea pedagogică de a face teatru, făcând practic cu un profesionist teatru. Pentru grupa 60 ani am dramatizat, se spune la noi, adică am creat o mică piesă plecând de la 10 fabule de Jean de La Fontaine, care a scris Iepurele și Țestoasa cu cursa, Furnicuța și Greiere și Furnica și mai multe, cunoscute în cultura generală. Dar oricum destul de grele. Tocmai asta mi se pare foarte interesant, că sunt mai multe nivele de înțelegere, pentru că La Fontaine a scris asta pentru fiul regelui Soare, Luis al XIV-lea. Cred că la noi e Ludovic, l-am tradus. Da. Corect. Și sunt mai multe nivele de decriptare a poeziilor. Bineînțeles că copiii cred că vor ataca mai degrabă partea de morală, ideea de întâmplare care are o înțelepciune de scos din toată treaba asta. Ce am făcut pentru această piesă va începe cu cursa dintre Țestoasă și Iepure sau Iepuraș, depinde, că pot să fac personaje multiple, și iepurașii alergând încet încet întâlnesc alte personaje din universul acesta și cursa se termină la casa furnicii, unde vedem și fabula Greiele și Furnica. Deci o să iasă un astfel de spectacol și cred că poate fi o experiență destul de interesantă și bogată pentru participanți. Pe mine mă bucură foarte tare să văd că ai un plan foarte bine pus la punct, însă sunt convinsă că la fel de bine ca mine știi și tu, Alex, faptul că vei avea multe surprize funcție de copiii care vor alege să vină către tine, pentru că pe unul vei descoperi într-un fel, pe celălalt într-altfel, și va trebui să adaptezi toate aceste roluri și toate aceste piese pe personalitatea lor. Sigur. Dar plec mai degrabă de la ideea că este o modalitate de a preda anumite deprinderi sau a preda teatru, poate sună pretențios, dar de a face teatru. Și eu cred că absolut, bine, 90% dintre oameni pot face teatru și bineînțeles că suntem interesați să ajungem la un nivel
care să ne bucure și pe noi cei care facem și pe cei care privesc și chiar sunt sigur că o să ajungem. Dar există și dimensiunea pur și simplu, să zicem, pedagogică, adică cred că fiecare copil poate să profite din experiența asta, da, de a face teatru și tocmai unii sunt mai timizi, alții mai, să zicem, mai exteriori, așa, bineînțeles că toată lumea are un loc. Putem puși, ideea este că se va lucra în echipă și încet, încet, lucrând, se construiește acest spirit de grup, unde ei înșiși învață ce înseamnă să dai de la tine, să stai un pic, să lași pe celălalt să intre sub lumina reflectoarelor, să zicem, și sunt deprinderi care eu cred că pot ajuta după aia și în viață, pentru că învățăm să relaționăm. Și asta este valabil pentru toate grupele de vârstă. Bineînțeles că ajută și cu expresia, dezvoltarea imaginației, empatia, capacitatea, chit că joci, să zicem, un vulpoi un pic mai pretențios sau așa. Înveți cum e să fii poate un pic pretențios, chiar dacă în viața reală tu ești mai timid sau mai umil sau mai așezat. Dar asta te poate ajuta și mai încolo în viață, de exemplu, într-o situație, să zicem, nu știu, apare cineva de genul ăsta, dar tu știi că ăla gândește un pic diferit de tine și dacă ți se întâmplă ceva, nu mai ai lucrurile așa la primul nivel, reușești să mai... cred că ajută și în situații sociale foarte mult, deci există această capacitate care se poate prelucra în cadrul atelierelor de teatru. Eu sunt ferm convinsă că ajută și mai mult decât lucrurile, beneficiile despre care tu ai vorbit până acum, aș insista însă foarte mult pe această capacitate de a relaționa cu oamenii, pe cât te deschide teatrul, cât îți oferă posibilitatea chiar și în spatele unei măști să ieși în fața publicului, după aceea dând masca la o parte să ai capacitatea să vorbești publicului, un lucru care este din păcate din ce în ce mai greu în ziua de astăzi și asta din cauza faptului că citim din ce în ce mai puțin, dar iată că sunt metode să-i facem pe copiii noștri să poată ține un discurs în fața unui public, să poată vorbi de ce nu despre ei. Mie, de exemplu, mi este foarte greu să vorbesc despre mine. Foarte, foarte multă lume, să știți, care are această problemă. Și pot să spun că și eu personal, adică când am început pe drumul ăsta, aveam problemele astea, dar bineînțeles că ajută. Ajută să... Vreau să-mi spuneți dacă veți ieși cu teatrul în stradă, pentru că noi suntem obișnuiți, și aici o să vorbim și cu Adriana, noi suntem obișnuiți să vedem artiștii Centrului de Cultură în stradă. Cred că o să o las un pic pe Adriana, pentru că eu sunt de o lună la centru, cunosc ce s-a făcut înainte, dar cel mai bine ar fi... Cred. O să regăsim artiștii în stradă și anul acesta, Adriana? Da, cu siguranță. Deja lucrăm, de fapt căutăm o nouă locație pentru evenimentul Arta printre blocuri, dar o să avem eveniment afară în Parcul Marghiloman. Așteptăm să se încălzească, să putem veni în fața publicului buzoian cu piese de teatru. Da. Cu piese de teatru. Ideea și de ce nu și cu sărbări, spectacole și așa mai departe. Da, și apoi... O să le îmbinăm, o să fie o îmbinare. Exact. Păstrăm această libertate un pic de a adapta diferite... De exemplu, toate aceste piese pe care vreau să le creez, poate că se vor adapta, trebuie să vedem, poate va trebui să renunțăm la câteva elemente sau așa, dar o să încercăm să le adaptăm și pentru o scenă în afară. Pentru că este plăcut, în primul rând, mai ales, să zicem, vara, e cald, e bine. Aveți și foișoarele alea acolo și locația este una absolut superbă și buzoienii s-au obișnuit deja să se bucure în zilele călduroase, de ce nu, de spectacolele oferite de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. De asemenea, vorbea Alex la un moment dat despre faptul că ai făcut un apel către toți buzoienii. Buzoienii știu, s-au obișnuit deja să treacă de treptele centrului
centrului, s-au obișnuit să vină să încerce să se regăsească acolo, fie că la atelierul de teatru, la folclor, la orice, inclusiv la bibliotecă, oriunde, da, 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 sunt fiecare foarte... dintre noi se poate regăsi acolo, pe de o parte, iar pe de altă parte mă gândesc, ți-ai făcut cumva un plan de a încerca să promovezi activitatea clubului inclusiv în școlile din Buzău? Am fost deja ieri, joi, am fost deja la câteva școli și licee, o să continuăm după vacanța dintre semestre, că acum intră... Da, sigur, am contactat și câțiva profesori, am contactat mai multe persoane și, bineînțeles că de multe ori, cel mai bine este să te prezinți personal, să explici despre ce e vorba și am început deja acest lucru și o să continuăm, clar. Da, pentru că e bine ca oamenii să știe, e adevărat, noi încercăm să mediatizăm, dar sunt și oameni care nu ne privesc, oricât de... Exact. Da. De asemenea, voi pe paginile de socializare, toate demersurile acestea pe care le faceți, dar în momentul în care stai de vorbă cu omul față în față și îi explici cine suntem, iată, noi suntem și vrem să facem, și mai ales când scoți în evidență și lucrurile bune care rezultă din aceste activități, clar oamenii vor veni, își vor îndrepta copiii către aceste cercuri. Spuneai la un moment dat despre o grupă de adulți. Cu copiii se lucrează într-un fel. E greu, sigur, și cu copiii, sigur. Dar cu adulții mi se pare și mai greu. Eu ce vreau să fac, dar aștept acum să creez aceste grupe, deci din nou repet, 60 ani, gimnaziu, de asemenea o să facem un lucru pe baza unei nuvele, se numește Fantasticul Domn Vulpoi, unde abordăm un pic teme, să zicem, un nivel deasupra, în sensul în care vorbim despre familie, loialitate, curaj, sacrificiu, poate, deci un pic teme mai complexe. Apoi și cu liceenii am lansat un apel. Vreau să fac o dramatizare după un film destul de interesant, care împletește comedia, care se numește Neagră, sună poate așa un pic. Comedia, e o comedie foarte bună, dar uneori, să zicem, mai se trage cu un pistol, mai așa, deci comedie neagră și o latură poetică. E vorba de un artist care vrea să scrie o piesă de teatru despre criminali. El necunoscând deloc acest domeniu și încet, încet îi apar în viață tot felul de oameni care fac pe bune treaba asta și se nasc situații comice, dar și poetice, pentru că există și această temă a creatorului. Cred că poate să, iarăși, poate să fie foarte interesant, foarte interesant. Iar pentru adulți, deci după ce o să lansez aceste ateliere, o las un pic că pentru liceeni, gimnaziu și 6. Primară, 6-10, da. Aș vrea să terminăm, să ieșim cu reprezentații publice în iunie. Un pic înainte de film. Hai că o să vedem exact și în context cu finalul școlilor, vedem noi cum reglăm treaba. Dar pentru adulți cred că pot să las un pic mai încolo. Aș vrea să fac un proiect destul de interesant și ambițios pe baza artei poveștii. E un proiect pe care am participat, am făcut niște studii și în Franța și am și lucrat în Franța. M-am întors în noiembrie în România și la un castel acolo am participat. În Franța există această disciplină de povestitor. Adică există câțiva oameni, nu foarte mulți, că e greu să treci din asta, dar există câțiva oameni care chiar reușesc să trăiască din asta, să facă spectacole de povești. Și la acel castel acolo, undeva la țară, adică la vreo 40 de kilometri de Strasburg, am un grup de diferiți artiști, da, coordonați de acești povestitori profesioniști, un grup restrâns de vreo 5 oameni. Am creat un fel de istorie fantastică sau paralelă acelui castel. Adică, aveam două grupe de oameni, aveam niște ghizi care spuneau tot felul de povești, apăreau dragoni, apăreau zmei, apăreau tot felul de personaje fantastice, doamna îmbrăcată în alb care nu știu ce, dar bine că asta este, că povestea îți lasă voie să atingi și partea copilăriei, dar și teme subtile și care vorbesc unui public mai matur.
De exemplu, la un moment dat, în acest castel, era la un zid, erau două urme de pași. Ei au fost puși acum vreo 70 de ani, acolo ca un fel de... Deci pentru soldații care au stat în garnizon în timpul unui asediu, un fel de recunoaștere. Dar noi nu am spus povestea reală a acelui loc. Cineva a creat, poate nu mai știu dacă chiar eu am creat acea poveste sau așa, cum că din un dragon a venit de după dealurile care se vedeau de pe zidurile castelului și el a stat în garnizoană și l-a ars și faptul că l-a ars a lăsat în pământ urmele acelea. Da, deci această, cum să zic, această parte de mitologie, această parte de ficțiune. Și aș vrea, plecând de la această idee de arta poveștii și să învățăm câteva elemente de a povesti, ne poate ajuta cam în orice domeniu, adică învățătoare, vânzător, cam orice domeniu ne poate ajuta. Cum să prezentăm lucrurile, cum și acasă cu cei apropiați nouă. Și aș vrea să creez, e ambițios, dar cred sincer că putem reuși, în jurul, pentru că suntem și de centenari și centrul nostru își propune să creeze mai multe activități legate de acest moment important pentru noi, un spectacol în jurul vilei Marghiloman, tocmai care să împletească poate și un pic ficțiune, dar și realitatea, legat de figura foarte importantă a lui Alexandru Marghiloman și de momentul istoric, Mica Unire, la care a participat. Dar iarăși, ăsta o să anunțăm și iarăși pe Facebook, o să lansez acest atelier un pic mai încolo, să le pun la locul lor pe cele cu elevii de diferite vârste, dar cred că poate să fie destul de interesant, da. Sunt convinsă și uite, ascultându-te, chiar mă bătea gândul, dacă o să-l așez undeva la o oră potrivită, poate o să vin și eu să mă înscriu, da. Că sunt convinsă că voi avea lucruri de învățat de acolo. Iarăși, ceea ce fac eu, acum, de exemplu, am primit deja multe telefoane pentru elevi, de la părinți sau așa, încerc să văd cam când pot în timpul zilei și părinții, acum nu pot să împac pe toată lumea, din păcate, aș vrea să fac asta, dar nu pot, dar încerc să văd cam când pot cei mai mulți și în funcție de ei pun și atelierele, deci nu este nicio problemă din acest punct de vedere, încercăm chiar să găsim ore care să convină tuturor. Abia aștept să aflu mai multe de la tine. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct. O să vreau să aflu, doamnelor și domnilor, și sunt convinsă că și dumneavoastră veți vrea să aflați până la urmă cine este Alex Panfile, ce-l recomandă pe el să vină să predea copiilor noștri teatru la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. De asemenea, o să-i propun și o să vedem cum reacționează la o idee de-a mea care mi-ar plăcea tare mult să o văd pe străzile Buzăului, dar asta după o scurtă pauză publicitară.